Potrivit UN Women, autoritățile din Moldova trebuie să acționeze cât mai urgent pentru accelerarea reformelor în susținerea egalității de gen și respectării drepturilor femeilor în toate domeniile. We do not have the luxury to wait for 50 more years or 70 more years to close the gender pay gap, to close the gap in political participation, to eradicate violence against women, which is affecting 2 out of 3 women in Moldova. This week, the Swedish Minister for Foreign Affairs, Margot Wallström, she delivered the annual statement of foreign policy to the Swedish Parliament, the Riksdag, and she highlighted this feminist foreign policy. She said, throughout the world, women are neglected in terms of resources, representation and rights. Prin urmare, banii oferiți de guvernul Suediei vor fi îndreptați spre diferite proiecte de susținere a femeilor din Moldova. We want to see more women in decision-making positions in 5 years, in the parliament, in local councils, as mayors, as in the business sector. Potrivit datelor oficiale, în Moldova doar 20% din primari, 21% din deputați și 25% din miniștri sunt femei, iar rata femeilor antreprenoare constituie doar 27%.